Anul ăsta, duminică amiază, doamna Nica mi-a făcut o invitație în sensul de a prosti niște gânduri despre filozofia lui Eminescu. Sigur că niciun post de istoria filozofiei românești, Eminescu nu apare, filozoful Eminescu, gânditorul de Eminescu. Dar cei care au trecut prin ediția completă a operei Eminescu, cei care au citit Noica, Sentimentul românesc al ființei, Zoe Dumitrescu, Bușulenga, Eminescu și romantismul german, pe un sfânt martir al închisorilor, cu dimensiunea românească a existenței, știu cu certitudine că Eminescu a fost în același timp unul dintre cei mai mari gânditori a acestui neam. Cei care au trecut peste articolele lui, desigur, care vizau probleme cotidiene, de asemenea rămân surprinși de, dacă vreți, genialitatea discursului său pe orice problemă. Și pentru că doamna Nica spunea că trebuie să prindem neapărat și tema unirii, și pentru că Eminescu a fost unul dintre oamenii care au gândit la redeșteptarea acestui neam, pentru că el întruchipează pentru neamul ăsta nu numai ideea romantică, ci ideea regăsirii de sine a neamului românesc, și pentru că simfonia este o creație a romantismului, aș vrea să-i răspund domnului profesor Grecu, într-un mod simfonic, o poezie care trimite la Eminescu, la nedumeririle lui originare, și revocă în ziua asta, în cenacul ăsta aici, într-un loc sacru, pentru că orice cenac e un loc sacru pentru poporul ăsta, o poezie care se cheamă Un soliloquiu erotetic. Ce-ți mai rămâne de întrebat, de întrebi? Ce-ți mai ajunge de dorit? Ce-ți place? Cântecul cui să-l cânti și cui? Cât de frumos să spui ceea ce spui, să fii crezut, când toate în jur vor tace. Dar cum să-ți pară? Cum să știi simți? Drumuri mai lungi peste câmpii solare, drumuri mai scurte peste munți, spre munți. Spre care cer? De unde punți spre punți? De ce să urci doar pentru urcare? Ce să visezi dar? Trecerea sau urmă? Cum să te arăți când doar te bănuiești? Ca drumul care dă adânc în tâmp, ca turma care își alungă câine, te risipești doar să te risipești. Existența lui Eminescu a părut o risipire la început. Nici școală terminată, nici mulțumire familiei din care provenea, un pribeac în căutarea destinului sau a libertății sale, dar un suflet liber se creadă în destinul său, dacă nu genial, măcar eroic, într-un veac care prin excelență a fost un veac eroic, un veac al națiunilor, al naționalităților, al redeșteptării. Gândirea filozofică eminesciană este mai întâi una intuitivă, una care vine ca o expresie, dacă vreți, individuală, a înțelepciunii populare. De-abia după studiile sale, la Viena mai întâi și apoi la Berlin, circa 5 ani de studii, Eminescu atinge acea
calitate a reflecției filozofice atinge acea expresie a conciziunii gândului, încât câteva fragmente ale lui pot să invită la o întreagă istorie universală a filozofiei. Preocupat îndeoseb de istoria filozofiei la Viena și mai târziu la Berlin de istorie, istoria veche și etnopsihologie, psihologia popoarelor, Eminescu în toată această perioadă produce niște gânduri de o adâncime, aș spune, de neprofuns. Unul din aceste gânduri mi-a venit în minte atunci când un profesor grec mi se adresa Eminescu și mă gândeam că Eminescu ar fi putut să-i răspund. Domnul profesor Grecu folosea ușor ironia ca proces de romantic, oarecum pentru a deplânge, pentru că totdeauna avem de deplâns un prezent care nu ne satisface. Și atunci, gândul acesta eminescian vine să răspunde și vine să înscrie întâlnirea noastră într-o dezbatere într-adevăr mai amplă. Iată ce scrie Eminescu în acea perioadă. Euul este Dumnezeu, națiunea mea este lumea. Dumnezeu nu este fără eu, lumea nu este fără națiune. Iar într-o altă parte, eu sunt valul, națiunea mea este ocean. Aș vrut să vă vorbesc tematic, așa cum Dostoievski, așa cum Berdeaev povestește filozofia lui Dostoievski. Să vă vorbesc despre omul în gândirea lui Eminescu, despre iubire ca temă în gândirea lui Eminescu, despre libertate în gândirea lui Eminescu și, desigur, despre România în gândirea lui Eminescu. Dar pentru că Eminescu a cultivat fragmentariul, eu am să încerc să dezvolt acest fragmentariu și să vă spun câteva lucruri din gândirea lui Eminescu, așa cum le-a preluat el de la ceilalți. Mai întâi, Eminescu este gânditorul care îl aduce pe Platon cel mai deplin în cultura română pe cele patru mari idei fundamentale ale platonismului, și anume teoria celor două lupi, lumea ideilor, lumea inteligibilă și lumea sensibilă, teoria reminiscenței a anamnesisului, a cunoașterii prin reamintire, și cei care au citit poezia lui Eminescu recunosc deja tema aceasta, teoria participației, a participației lumii sensibile la lumea inteligibilă, și cei care au citit novela fantastică a lui Eminescu descoperă aceste motive acolo, la Sermanul Troinis, la Cezara. Și o altă temă care poate să supere pe sfințirile lor, tema nemuririi sufletului, dar în sensul de transmigrație, pe care o putem găsi cel mai frumos expusă în Republica, în mitul lui Ier, când sufletele își aleg destinul din lumea aceasta. Eminescu este sistematic în ceea ce face și chiar dacă noi ca lumește cădă peste briliante pe lângă notițe cu rufele trimise la spălătorie, Eminescu este absolut sistematic în ceea ce face, pentru că el este atras de totul. Și atunci când ești atras de totul, nu se poate să nu existe o logică în ceea ce faci. Logica eminesciană este una a dialecticului, a coincidenței opuse, a reducerii la unitate, a diversității fără a pierde din vedere dinamica gândului însuși. Dacă vreți,
spațiul eminescian nemărginit și în infinire poate fi redat cel mai bine printr-o pagină care, învoită într-un anume fel, ne poate da spațiul cu o singură suprafață, și anume inerul imerus. Numai astfel putem să înțelegem tema regăsirii de sine, tema trecerii din real în suprareal, a descoperirii sinelui la un mod concret și înfiorător, ca etern, ca într-o chipare efemeră a unui spirit național etern. Pre-platonicii, pre-socratici, îl inspiră numai puțin, pentru că tema iubirii la Eminescu nu este o temă erotică, în sensul, dacă vreți, al erotismului simplu. Tema erotică la Eminescu este o temă deopotrivă antropologică și cosmologică, pentru că el pare a întări acel principiu al lui Eminescu, după care iubirea unește, iubirea dă ordine, iubirea înființează, pe când ura dezbină. Și chiar dacă cei mai mulți dintre comentatorii lui Eminescu au mers pe cele două simboluri mai clare, al Eros și Thanatos, viață și moarte, eu cred că mai degrabă la Eminescu este această tensiune a vechilor greci între iubire și ură. El este, din capul locului, declarat omul iubirii. Cum ia formă iubirea la el, ce expresie dă iubire? Cred că ați putea să o știți foarte bine. El este un... El este un trubadur, din acest punct de vedere. Iubirea lui este o iubire pură, o iubire care transformă corpul în suflet, topește corporalitatea în substanță sufletească, pentru a regăsi corporalitatea, dacă poate, în idealitatea ei, în sufletul femeii adorate. Frumoasa fără corp, desigur că este o imagine care redă această intuiție mineștiană, că frumosul nu este regăsit la nivelul corporalității ca expresie pură, ca înclinație către absolut, ci el poate fi găsit numai într-o expresie prelucrată, într-o expresie spirituală, non-materială. Pot să mai continui? Da. Mulți n-au înțeles de ce Eminescu caută cu atâta febrilitate ceva în orice. În presa cotidiană, în biblioteci, în fizică, în chimie, în biologie, în psihologie, în toate. Eminescu simțea o grabă de a da chip în limba română unei experiențe pe care poporul român nu o putea face, nu o putea arde, nu o putea trupi. Poate are presimțirea activității de pionier pe care el o are de întreprins și a slăbiciunii contemporanilor săi în a îl ajuta în realizarea acestei experiențe. De aici tristețea lui că tinerii care au posibilitatea să studieze în străinătate vin acasă fără experiența necesară și, de asemenea, comoditatea pe care o găsește chiar la cei care sprijină material să facă studiile sale efemere. Și atunci
Eminescu încearcă să ne dea dintr-o dată, prin experiența unuia singur, un tezaur de cultură. Spre surprins, am fost de-a dreptul surprins când am aflat că participa până și la experiențe de chimie. Deci, Eminescu descoperă pe Aristotel și nu este mulțumit Aristotel. Sistematica aristoteliciană îl lasă oarecum rece. Sunt convins că încă din perioada Viena, n-am mărturie aceasta, el cunoaște câte ceva, nu numai din filozofia romantică, dar din filozofia cea mai completă pe care a dat-o romantismul, și anume filozofia lui Hegel. În acea perioadă el citește, presupun Goethe, citește Schiller, ia contact de opera fraților Schlegel, află despre îndemnurile pe care le face Tie pentru a căuta în fundamentele istoriei poporului poezia națională, cultura, ca să zicem așa, ca teren fundamental pentru creșterea culturii naționale. Gândul lui Hegel.